În cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, reprezentanții OCPI Olt au efectuat lucrări de cadastrare în zonele care fac obiectul proiectelor de infrastructură de interes național. În Olt sunt două astfel de obiective, iar primul vizează construirea drumului expres Craiova-Pitești. Proiectul de infrastructură națională Drumul Expres Craiova-Pitești, pe care îl așteptăm cu toții, a beneficiat din plin de beneficiile acestui program național de cadastru. Sectoarele de înregistrare sistematică din UAT-urile traversate au fost incluse cu prioritate și au fost deschis un număr considerabil de cărți funciare afectate de coridorul de expropriere. Am și cifra exactă aici, 960 de imobile. De cărți funciare gratuite atât pentru clădiri cât și pentru terenuri au beneficiat și proprietarii suprafețelor traversate de magistrala Brua din Corbu, Scornicește, Slui, Podcoava și Grădinari. În cadrul celuilalt proiect de importanță națională derulat în județul Olt în momentul de față, conducta de gaze Brua, implementată de Transgaz, de asemenea, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară au fost deschis un număr de 1186 de cărți funciare afectate efectiv de acest coridor, dar numărul de imobile care au fost deschise era mai mare, pentru că sectoarele cadastrale nu s-au făcut doar pe unde trece drumul expres sau conducta de gaze. Vizau întreaga tarla și întreaga zonă, de fapt. Potrivit directorului OCPI Olt, Gigel Chiriță, județul nostru este pe primul loc la nivel național ca număr de imobile cadastrate prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară. El a precizat că ritmul lucrărilor este alert, iar în maximum 3 ani toate suprafețele din extravilanul localităților vor avea cărți funciare. În acest moment, 9 localități din Olt au întreaga suprafață cadastrată, inclusiv clădirile.